Deschideți Sfânta Scriptură la Isaia, capitolul 6. Isaia, capitolul 6, de la versetul 1, citim cuvântul Domnului. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă, amin. Haideți să plecăm capul. Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântată oportunitate să fim în casa ta. Mulțumim pentru cântări, pentru poezii, pentru mărturii. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat până aici. Acum, Doamne, vreau să mă predau în brațul Tău și mâinile Tale și Te rog să vorbești prin mine și robii Tăi ascultă. Amin. Ocupați loc. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea să fiu cu dumneavoastră. E pentru prima dată când sunt în biserică, sunt în biserica aceasta. M-am bucurat să-l aud de multe ori pe fratele Liviu predicând. Știu că este un predicator foarte bun, Dumnezeu să-l binecuvinteze. De asemenea, faptul că este o biserică atât de frumoasă aici, plantată de dânsul, este și un păstor bun, Domnul să-l binecuvinteze. Mai mult decât atât, Dumnezeu face legăturile să fie mai strânse și parcă ne cunoaștem de când lumea. Am avut așa bună părtășie, apreciez ospitalitatea dânșilor, a familiei, a sorei, Domnul să le răsplătească pentru tot efortul. M-am bucurat să fiu cu dumneavoastră, să vă cunosc, pe unii vă cunosc mai de mult, pe alții de aici, dar interesant este că toți parcă suntem de mult și ne cunoaștem de mult ca frați în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Am ales pasajul acesta pentru că este o vreme în care parcă sfințenia lui Dumnezeu este lăsată la o parte în adunările oamenilor care se adună chipurile în numele Domnului. Care este viziunea lui Isaia sau sfințenia lui Dumnezeu în viziunea omului acestuia? Unul dintre lucrurile și gândurile tratate în Sfânta Scriptură foarte, foarte mult, sfințenia lui Dumnezeu, de fapt, este singurul atribut care este repetat de 3 ori. N-am găsit iubire, iubire, iubire este Dumnezeu. Dar am găsit Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și tocmai aici este esența, dacă vreți, a mesajului din seara aceasta. M-am gândit în ultima vreme, oare nu cumva tocmai de aceea avem probleme câteodată în adunările noastre, pentru că nu realizăm cât de Sfânt este Domnul. Atunci când cineva vine la noi în adunare, hai să presupunem că vine președintele Obama, parcă tot s-a luat o formă de drept cumva și ne-am îmbrăcat mai frumos, poate ajungem cât mai aproape de el. Dar imaginați-vă că în locul acesta, închinarea noastră este adusă celui care este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Sfințească-se numele Domnului. Isaia, omului Dumnezeu, care era în vremea respectivă considerat un sfânt, ajuns în prezența lui Dumnezeu, realizează cât de sfânt e Domnul și cât de păcătos este el.
cât de înălțat este Dumnezeu și cât de jos în mocirlă este Isaia. Cu siguranță că o să vedem puțin mai departe, acest Dumnezeu care este atât de înălțat se coboară la noi să aibă părtășie. Nu este aceasta minune, dacă vreți, minune venită din cer. Se spune despre Isaac Newton că a privit într-o oglindă soarele pentru câteva minute și a avut o orbire temporară și a stat mai mult timp în casă să nu vadă lumina pentru că ochii nu suportau lumina și cercul acela al soarelui îl vedea ars acolo în ochi. Atunci când realizăm cât de sfânt este Domnul, sfințenia Lui nu face altceva decât să întipărească în noi imaginea acestui Dumnezeu care este atât de sfânt și fie ca sfințenia Lui Dumnezeu să rămână întipărită în ochii noștri, în mintea noastră și în inima noastră. Și atunci vom trăi diferit. De fapt, unul dintre marii predicatori a spus la un moment dat, dacă nu realizăm sfințenia lui Dumnezeu, nu facem altceva decât să trăim ca și păgânii. Atunci când Dumnezeu vrea să-și arate cel mai important atribut al Său, spune poporului să nu uitați niciodată că Eu sunt Domnul și Eu sunt Sfânt. De aceea, în numele Lui, merită să ne închinăm tot mai mult, pentru că am vorbit dimineață puțin despre Pavel. Pavel spune să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și puterea părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, gândindu-se la Domnul Iisus Hristos. Acest Dumnezeu Sfânt însă mi s-a revelat nouă prin Domnul Iisus Hristos, venind în lume. Un Domn care a fost Sfânt în toată purtarea Lui. Un Dumnezeu care este Sfânt în vecii vecilor. În Exod capitolul 15, versetul 11, în cântarea de laudă care Moise o scrie, spune: cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Ca să înțelegem cu adevărat cât de Sfânt este Domnul, trebuie să mergem împreună cu Isaia, să mergem împreună cu El și să-L vedem pe Domnul. Isaia intră în slujbă într-un context ciudat. Omul lui Dumnezeu care a profețit cel mai mult și cartea lui este cea mai bogată în profeții. A spus oamenilor de rând, a spus împăraților și a profețit mare parte din profețiile care le avem astăzi pe paginile Sfintelor Scripturi. A fost numit profet mare. Dar am spus, haideți să mergem cu Isaia și să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Era moartea împăratului Ozia. Despre Ozia cu toții știm că a fost considerat un împărat bun. Deși sfârșitul lui n-a fost atât de bun, totuși a fost considerat între împărații buni. S-a dus la templu să aducă un omagiu, să fie alături de popor care își jelea împăratul. Pe Ozia. S-a dus, de fapt, să fie împreună cu ceilalți și a primit extraordinar de mult. Mult mai mult. A văzut cu ochii lui pe Domnul. Acum, aș vrea să fac o mică paranteză înainte să intrăm în ideea aceasta. Atunci când căutăm cu adevărat fața Domnului, de fapt, nu facem altceva decât să stăm înaintea Lui și să vedem ce vede El în noi. De obicei nouă ne place umărul Domnului, umerii Lui, că ne poartă. Ne suntem sădiți în palmele Lui de unde nimeni și nimic nu ne poate smulge. El este Cel care ne dă, Cel care ne face. Căutând fața Domnului, pe El, înseamnă să-L lăsăm pe Dumnezeu să vorbească despre noi. Doamne, ce vezi în mine? Care este imaginea Ta despre mine? Asta s-a întâmplat cu Isaia. Acum știm din Sfânta Scriptură că Biblia ne spune că nu există om care să-L fi văzut cu adevărat pe Dumnezeu la față și să trăiască, că nu poți să intri în prezența Lui și să trăiești. Și de ce? Pentru că lumina cu întunericul nu locuiesc în același loc. Pentru că păcatul cu neprihănirea lui Dumnezeu nu se pot întâlni în același loc.
Dar noi suntem priviți de Domnul Dumnezeul nostru ca sfinți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Imaginează sfințenia Lui Dumnezeu și se uită la tine, se uită la mine și spune, e sfânt. E sfânt pentru că și-a predat viața Domnului și a fost spălat, hainele au fost spălate în sângele mielului. În 2 Cronici 26, de la versetul 16, ne este relatată moartea, imaginea finală a împăratului Iozia. Spune cuvântul așa, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Iozia și au zis, n-ai drept, Iozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au profeții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți, spune cuvântul aici, ca să o aducă. Ieși din locaș, din sfântul locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu îți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Iozia s-a mâniat, în mâine avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Iozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită, mai la o parte, ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și așa să mă opresc aici. Împăratul izgonit din casa Domnului. N-a existat mai mare lovitură pentru împărat să nu mai aibă acces în casa Domnului. Știți de ce? Pentru că cu sfințenia lui Dumnezeu nu-i de joacă. Putem face ce vrem noi în viața aceasta. Dar cât privește sfințenia lui Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți. De aceea, dragii mei, cuvântul spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Păzește-ți inima, piciorul tău, mintea ta, atunci când vii aici la închinare. Dragi cântăreți, iubesc foarte mult și eu muzica. Cuvântul ne spune să nu aducem o jertfă care să nu ne coste. Știți ce se întâmplă? Câteodată există tendința noi, ca și oameni, să lăsăm pe Dumnezeu ultimul, că El e mulțumit oricum. Și spunem, la Dumnezeu contează inima, nu contează calitatea. Dragii mei, vreau să vă spun altceva. Atunci când realizăm cât de sfânt este Domnul, nu facem altceva decât să ne schimbăm toată optica noastră în ce privește casa lui Dumnezeu, în ce privește închinarea înaintea lui Dumnezeu, în ce privește locașul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că merită să-i aducem tot ce avem mai bun. Dragii mei, când îi aduci o jertfă, adu o jertfă care să te coste. În generația noastră și cred că și în generația tinerilor apare mult ideea aceasta. Și spunem și ne punem și noi întrebarea, cum ți-a plăcut la adunare astăzi? Sau, hai să o pun altfel, cum ți-a plăcut închinarea la biserică astăzi? Și spui, mi-a plăcut, n-a fost pe stilul meu, nu mi-a plăcut. Știți ce mi-am pus întrebarea citind textul acesta? Oare de când și până când trebuie să-mi placă mie ce se întâmplă aici? Oare de când și până când eu sunt cel mai important om? Oare de când și până când omul dictează și nu Dumnezeu dictează? Dragii mei, adevărata închinare în casa lui Dumnezeu este atunci când Dumnezeu se simte bine aici. Atunci când Dumnezeu este prezent cu noi și spune cu adevărat, s-a meritat. Ați adus o jertfă concretizată. În Vechiul Testament știți foarte bine care era rezultatul unei jertfe imperfecte. Moartea. Ce-ar fi oare să privim puțin mai atenți la Dumnezeul acesta și, dragii mei, nu de spaimă, nu de frica Lui, ci de dragul mântuirii care a adus-o prin Iisus Hristos și planul de mântuire care l-a avut înainte de întemeierea lumii și pentru că este sfânt să-i dăm toată cinstea care îi se cuvine. Oare dacă am realizat în fiecare zi când venim aici că Dumnezeu e prezent cu noi și este sfânt, 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 cum am proceda?
Când ucenicii îi cer Domnului, Doamne, învață-ne cum trebuie să ne rugăm. Știți cum începe? Spuneți împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Păi noi în generația noastră nu mai avem timp de așa ceva. Noi spunem, Doamne, am o problemă, te rog frumos să o rezolvi. Învățătorul îi învață și le spune, voi când vă rugați, începeți în felul acesta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Știți de ce? Pentru că atunci când poporul pronunța, Sfânt este Domnul oștirilor, cuvântul acesta era plin de putere. Atunci când rugăciunea noastră se adresează lui Dumnezeu Tatăl, în felul acesta rugăciunea noastră capătă semnificație. Pentru că ne închinăm în fața unui Dumnezeu care este Sfânt. Și merită toată atenția noastră. Dragii mei, mă repet, să nu aducem niciodată o jertfă care să nu ne coste. Dragii mei, nu putem face nimic comparat cu ce a făcut El, dar putem să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie din partea noastră o slujbă duhovnicească. Aici face diferența, dacă vreți, în trăirea noastră de fiecare zi. Și fie ca atunci când îi aducem o jertfă, să realizăm că este prezent cu noi. Dragii mei, cuvântul este atât de profund, atât de puternic. Fratele Moldovean a pus o cântare foarte frumoasă și a spus, Doamne, când ne adunăm la oaltă, să fii prezent cu noi. Când ne adunăm fără unitate, fără iubire, nu avem nici dor de părtășie și venim așa, că în inerție. Nu știu dacă dumneavoastră aveți problema aceasta, dar suntem unii care ne... Câteodată parcă nu vi se pare că ne este lene să mai venim la adunare. E așa departe biserica după masa. Nu vi se întâmplă aici? La noi, la Los Angeles, cea mai mare problemă că după masa biserica se mută mai departe cu vreo 20 de mile. Și atunci când ne imaginăm că trebuie să mă mai duc încă o dată la adunare, parcă e greu. Și bate vântul prin biserică. Spunea fratele Livi pe mașină un lucru care mi-a dat și mie de gândit. În vremea comuniștilor, în Moldova, în România, ne gândeam oare cum să facem să nu ne închidă programul de după masă. Că asta era ideea comuniștilor. Să ne alinieze pe toți. Un singur program. Duminica la adunare. Acum, nu știm cum am face să-l închidem, că după masă suntem foarte ocupați. Și de ce? Pentru că prioritățile noastre s-au schimbat. Dragii mei, cuvântul ne cheamă în vremuri ca acestea. Și vreau să vă încurajez, biserica din Charlotte, să strângem rândurile și să grăbim venirea la casa Domnului și să spunem, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și să spui, acolo mă întâlnesc cu frații mei și e prezent și El fără de început și fără de sfârșit. Acolo este Domnul și de aceea merită să mă duc în fiecare zi cu bucurie și să-i aduc ceva. Dacă nu mă duc în față să cânt sau să spun o poezie, să stau în bancă și să mă rog și să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru un zi în care am simțit prezența Ta în adunare și am putut să mă duc acolo. Să simțim cu adevărat fiorul acesta când mi se spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Isaia a pornit și s-a dus la templu. Primul lucru care l-a văzut Isaia, și dacă vreți să notați cei care notați, a văzut măreția lui Dumnezeu. Am prezentat-o foarte puțin. Dar gândindu-ne la lucrurile acestea, haideți să recitim versetul 1. Haideți să ne oprim la ideea aceasta, a văzut măreția Domnului. Cuvântul spune, în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul. Când pleci de la adunare, ce poți să spui? Ce ai văzut la biserică? L-am văzut pe fratele de la Los Angeles predicând, sau am văzut o cântare, am văzut o cântare, o poezie. Să spui, l-am văzut cu adevărat, cu ochii credinței pe Domnul, pe mirele nostru iubit pe care l-așteptăm pe Iisus Hristos. Și prin Duhul Sfânt am simțit fiorul acela, că Dumnezeu poate să facă lucrări extraordinar de mari, dacă noi suntem predați cât? 100% Domnului. Dragii mei, de jumătăți de măsură e sătulă lumea. Este timpul ca biserica să capete și să prindă respectul acesta că avem de-a face cu un Dumnezeu măreț. Dar Dumnezeul acesta măreț se coboară la noi și spune, cu adevărat, omul acesta răscumpărat de mine este sfânt. Și Dumnezeul acesta măreț se coboară la fiecare dintre noi, cât de neînsemnați am fi. Și spune, este fiul meu, este cel pentru care ne-am trimis fiul să moară, este fica mea.
Și frumusețea este că în creație Dumnezeu a gândit lucrurile acestea, gândindu-le la fiecare dintre noi. Am văzut cu ochii mei pe Domnul, ce declarație incredibilă. Toți ceilalți, și gândiți-vă, un popor întreg care își jelea împăratul bun, un împărat care n-a făcut altceva decât bine pentru ei, a întărit granițele, de acum Ierusalimul era bine pus la punct și pus împotriva dușmanilor. Și dintr-o dată oamenii aceștia s-au trezit fără cel care a organizat toate lucrurile. Isaia îl vede pe Domnul și aici cuvântul Domnul, aici titlul acesta înseamnă Adonai. Adonai înseamnă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Și câte vreme Adonai este pe tron, dragii mei, nu se poate întâmpla nimic. Câte vreme rămâne la locul lui și este suveran, nu se poate întâmpla nimic, indiferent ce ar face Obama, Putin și toți ceilalți care încearcă să facă altceva decât voia Domnului. Dragii mei, toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu până la un loc. Isaia vede măreția lui Dumnezeu și spune cu adevărat, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu măreț și nu merită să plângem atât de mult după împăratul. Dacă rămâne împăratul împăraților pe tron, atunci toate lucrurile sunt la locul lor. Și spun astăzi, slăvit să fie numele Lui, pentru că Adonai este pe tron. Și, dragii mei, nimic nu se poate întâmpla, nimic nu poate lua o altă formă decât atât cât îngăduie Domnul nostru, împăratul nostru, dar, dragă biserică, dacă este Adonai pe tron, atunci înaintea Lui trebuie să venim cu închinare. Pleacă-ți genunchii, Iisus e aici. Ridică mâini curate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slava se coboară din el. Îndrăznește de intră în locul sfânt, spălat prin sângele mielului. Vino cu cântări de mărire, osana mielului preasfânt. Este mielul înălțat, este Domnul domnilor. Măreția lui Dumnezeu vede Isaia și spune, Dumnezeu este mare. Și, dragii mei, ce-ar fi să pronunțăm din când în când? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Este un Dumnezeu măreț. Dar merge Isaia mai departe și îl vede pe Dumnezeul acesta măreț și îl vede ca un Dumnezeu sfânt. Am spus mai înainte, sfințenia lui Dumnezeu este văzută diferit de oameni în funcție de câtă credință au și cât vor să se închine înaintea lui. Versetul 2 în textul nostru. Serafinii stăteau deasupra lui și fiecare aveau 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Aici strigau, era un fel de cântare, un strigăt, un plânset diferit. Strigau, era atât de greu cuvântul acesta, încât serafimii aceștia strigau, Sfânt, Sfânt este Domnul. M-am uitat și eu cine sunt serafimii. Am găsit o explicație și am să o citesc. Serafimii sunt un grup de îngeri a căror chemare specială a fost de a participa la sfințenia lui Dumnezeu. Ei sunt gardienii de foc ai sfințeniei lui Dumnezeu. M-am întrebat oare de ce aveau 6 aripi. Cuvântul ne spune aici, cu 2 zburau. Și imaginea este puțin dincolo. Zburau, trebuia să se înalțe pentru că era înălțat Dumnezeu înspre el. Cu 2 zburau, cu 2 și acopereau picioarele. Și aici, dragii mei, am să dau doar un exemplu. Dar nu putem merge la adunare în prezența Dumnezeului Celui Sfânt îmbrăcați oricum. Trebuie să fim atenți cum ne purtăm în prezența Dumnezeului nostru. Nu poți să ai aceeași atitudine când mergi în casa lui Dumnezeu pe care o ai câteodată când ești singur undeva. Dar în același timp, pentru că El este prezent oriunde ai fi, trebuie să știi că îl reprezinți pe un Dumnezeu care este sfânt. Un exemplu care vreau să ne motiveze aici este Exod 33:20. Domnul a zis, fața nu voi putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Și un alt exemplu, tot cu Moise. Dumnezeu îi spune, scoateți încălțămintele, căci locul pe care stai este un loc sfânt. Și nu la întâmplare pune picioarele. Dragii mei,
Să fim atenți cu detaliile în prezența Domnului. Cum ne purtăm, cum ne îmbrăcăm, care e atitudinea, care e gândul. Știți care e frumusețea? El cunoaște chiar și gândurile noastre. Poate n-ai puterea să te exprimi altfel. Poate vii în casa lui Dumnezeu și doar un gând bun. Îi aduci și spui, Doamne, am venit și astăzi în casa ta și nu fac altceva decât vreau să-ți aduc închinare. Să mă închin înaintea Lui. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, păstorii s-au dus și s-au închinat înaintea Lui. Au venit alții și s-au închinat înaintea Lui. A fost prima atitudine cu care s-au dus înaintea celui care a venit din ceruri. Cu atât mai mult, noi care îl cunoaștem deja pe Dumnezeu, merită să-i aducem toată închinarea cu toată inima și cu toată ființa noastră. Dumnezeul nostru merită toată cinstea, toată admirația. Cuvântul spune cu două zburau înspre înălțimea lui Dumnezeu, cu două își acoperau picioarele. Și cu două își acopereau fața. Și revin la ideea care am spus-o mai înainte. Știți de ce? Pentru că nu puteau să-L vadă, să-i vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască. Și aici este mesajul care îl dau peste ani acești serafim bisericii. Să fim atenți. Însă fața lui Dumnezeu niciodată nu trebuie evitată. Psalmistul spune, atunci când era cel mai rău și inima era cea mai necăjită, spune, Doamne, fața ta o caut. Și de ce? Pentru că vroia să știe ce părere are Dumnezeu despre el. Pentru noi, ca și oamenii, e important ce gândesc alții despre noi. Și nu cred că este unul indiferent de lucrul acesta. Ce-ar fi să gândim dincolo puțin? Oare ce părere are Dumnezeu despre mine? Și, Doamne, când mă uit la tine și te ascult, oare ce părere ai tu despre mine? Ce părere ai despre gândurile mele? Ce părere ai despre acțiunile mele? Ce părere ai la ce se uită ochii mei? Ce părere ai? Care sunt gândurile vis-a-vis de frații și surorile mele? Ce părere ai? Ce fac cu banii mei, cu viața mea? Cât de mult mă dau lui Dumnezeu? Doamne, ce părere ai tu despre mine? Știți ce se va întâmpla atunci? Vei realiza că nimic bun nu locuiește în tine și în mine. Și atunci vom fi ca Isaia să spun, Doamne, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Și revin la ideea cealaltă. Și totuși Domnul acesta al oștirilor, atunci când îl vede pe păcătos, că se întoarce la el, când omul își vede atitudinea reală, el privește cu alți ochi, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru că jertfa Lui este perfectă. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Ei subliniază splendoarea sfințeniei lui Dumnezeu. Dragii mei, ce-ar fi din când în când să ne amintim când ne rugăm, să ne punem pe genunchi înainte să ne apucăm să înșirăm toate cererile noastre, pentru că atât de bine le știe Dumnezeu. Să spui, Doamne, Tu ești Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și cred cu toată ființa mea că fiind atât de sfânt, ești puternic, ești înălțat, ești un Dumnezeu care poți totul, ești Adonai și ești pe tron. În numele Tău mă închin și cred că îmi vei rezolva și problemele dacă sunt după voia Ta. Ce frumoasă atitudine are Isaia aici. Vede că Dumnezeu este sfânt și reacționează, vai de mine, nimic bun nu locuiește în mine. Acum, în toată Sfânta Scriptură, când apare ideea aceasta, vai, urmează blestemul. Domnul Iisus Hristos le spune într-un context cărturarilor și fariseilor, spune, vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici. Și urmează mai departe. În Vechiul Testament, când Dumnezeu pronunța prin proroc, vai, urma blestemul. Vai de mine! Și Isaia a reacționat în felul acesta. Însă cuvântul nu se oprește aici și merge mai departe. Isaia realizează că Dumnezeu este aici. Dumnezeu este prezent și atunci tot pământul este plin de slava Lui, este mare, este bun. Dar în al doilea rând, dacă le luăm, primul l-am spus mai înainte, a văzut măreția lui Dumnezeu, apoi a văzut mila lui Dumnezeu. Și aici vreau să mă opresc puțin. Dumnezeu îl vede pe Isaia care realizează sfințenia Lui
și își dă seama că nu mai are nicio șansă. Versetul 5 în textul nostru. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Știrilor. Și este și rezolvarea și urmează rezolvarea. Unul din serafii mi-a zburat pe mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura de el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Dumnezeu rezolvă problema și a rezolvat problema noastră prin Domnul Iisus Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană, omul de care s-a legat Apostolul Pavel, Iisus Hristos, să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui și puterea părtășiei Lui să se facă asemenea cu moartea Lui. Dumnezeu a rezolvat problema lui Isaia și a rezolvat și problema noastră. Și Dumnezeu a avut milă. Dumnezeu a avut milă de Isaia, dar a avut milă de noi. Și spunem, Doamne, îți mulțumim că Te-ai îndurat de omenirea întreagă, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos să vină să moară pentru noi, să-și dea viață pentru noi. Aceasta este reacția normală atunci când realizezi sfințenia lui Dumnezeu, reacția lui Isaia. Vai de mine, sunt pierdut. Nu există un om pe pământul acesta care să-și dea seama de sfințenia lui Dumnezeu și să spună, nu-i nicio problemă. Atunci când Dumnezeu vorbește, o face deslușit. Dar, dragii mei, încă o dată spun, și biserica noastră, biserica din vremea aceasta, are nevoie tot mai mult să conștientizeze că atunci când ne adunăm la oaltă, este prezent cu noi Marele Împărat, Domnul Oștirilor, Dumnezeu însuși, slăvit să fie numele Lui. Într-un context de felul acesta, Habacuc 3:16, cuvântul ne spune și mai departe, când am auzit lucrul acesta mi s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta mi se înfiora buzele, îmi intra putrezirea în oase și îmi tremura genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului. În tot contextul Vechiului Testament, când Dumnezeu pronunță blestemul, dă o șansă omenirii, dă o șansă poporului dacă se vor întoarce, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrana, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Ce frumos este să știm că acest Dumnezeu care este sfânt, 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 este Dumnezeu cu e prietenul nostru. Și în El ne putem pune toată nădejdea, toată speranța noastră pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Nu e frumos să știi că te încrezi în cel mai puternic, care este singurul Dumnezeu adevărat, Domnul nostru și Împăratul nostru. Nu este minunat să știm că atunci când ne rugăm, știm că ne adresăm directului și este Cel care poate să dea rezolvarea problemei în care suntem. Biserica este singura organizație pe pământul acesta care este protejată de însuși Dumnezeu prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, și spune că porțile locuinței morților nu vor birui și totuși cei mai mulți o părăsesc. Nu-i ciudată omenirea și oamenii care ne înconjoară în vremurile acestea? Nu suntem ciudați câteodată că dorim tot mai puțin și zicem, facem parte din Biserica Universală? Am sunat o familie și am să fac o mică paranteză și am spus, nu v-am mai văzut de mult la biserică. Și am spus, știi ce, frate? Noi ne-am predat viața Domnului și facem parte din Biserica Universală. Venim mai rar. Și am spus, nu știu care Biserică Universală există fără biserică locală. E treaba ta. Dorința mea pentru biserica zilelor noastre este să venim cu drag și să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru. Și de-abia după ce Dumnezeu și-a făcut milă de Isaia, al treilea lucru care l-a primit, a primit misiunea. Uitați-vă în versetul 8 al textului nostru. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Felul în care lucrează Dumnezeu îl pune pe Isaia în fața realității. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Și apoi Isaia reacționează și Dumnezeu are milă de el. Și de-abia
apoi îi încredințează misiunea. Isaia devine sensibil la vocea lui Dumnezeu. În seara aceasta, înainte să încheiem timpul nostru, n-ai vrea să devii mai sensibil la vocea lui Dumnezeu? Și atunci când vii la biserică, la adunare, să spui, mă duc să mă închin cu frații mei unui Dumnezeu sfânt. Și atunci când pornești înspre biserică, să spui, mă duc cu toată bucuria, pentru că acolo se adună copiii lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent cu noi. Nu este frumos să ne gândim în felul acesta că Dumnezeu care este sfânt, 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 se coboară la noi și are o relație cu noi. El dorește o relație cu noi. Nu este minunat să te gândești că mă duc acolo și acolo este prezent Domnul. Dar aș merge dincolo de ideea aceasta. N-ar fi frumos să nu-L lăsăm pe Domnul Dumnezeul nostru aici în casa Lui și să-L luăm cu noi acasă și să mergem cu El la școală și să mergem cu El la lucru și atunci când ne văd ceilalți să spună cu adevărat omul acesta e diferit. Omul acesta îl are cu El pe Iisus Hristos. M-am dus la un job, dura foarte mult, era la City. Și nu știu cum e la dumneavoastră, la City Hall și pe acolo, dar la noi, aproape în fiecare locație în care am ajuns, era petrecere. O duc rău. Și cel care se ocupa de mine și mă ducea din loc în loc ca să rezolvăm problema care era cu niște monitoare, la un moment dat a început să-mi desfacă monitoarele fără să-i cer eu, să mă ajute să termin mai repede. Și m-a ajutat în prima sală și m-a ajutat în a doua și de acum îmi făcea parte din munca mea. Și am spus, dragul meu, de ce faci lucrul acesta? Tu poți să stai să te uiți la mine până termin, stai liniștit, ăsta e jobul tău. Și mi-a spus, știi, eu l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și vreau să ți-l prezint și ție. Sunt diacon într-o biserică în Riverside și am spus, eu sunt pastor într-o biserică în Los Angeles. Și omul acesta a avut mărturie în fața mea și o mărturie extraordinară. Și a spus, fac același lucru cu oricine vine aici și în felul acesta îl sensibilizez să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos. Ce faci tu astăzi, ce fac eu astăzi să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, oportunități vin în fiecare zi. Știți ce ne motivează? Când realizăm în ce Dumnezeu ne încredem, atunci nu mai putem tăcea. Când știm în ce credință și în ce speranță ne-am pus, în ce direcție ne-am pus speranța noastră, atunci nu mai poți să taci. Atunci începi să vorbești cu toată ființa ta și spui la toată lumea ce ți-a făcut ție și ce mi-a făcut mie Dumnezeu. Doamne, fă-ne mai sfinți în vremuri ca acestea, pentru că din sfințenia, din prezența sfințeniei lui Dumnezeu nu ieșim niciodată la fel și aceasta este concluzia finală din seara aceasta. Dragii mei, dacă vrei să fii sfânt pe pământul acesta, stai în sfințenia lui Dumnezeu și realizează-o, pentru că atunci când realizăm lucrul acesta, nu putem ieși la fel și nu vom trăi la fel și facă Dumnezeu ca sfinții din Charlotte să fie mai sfinți pentru El, pentru că nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, ci oameni sfinți, sfințiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin.